informație de ultim moment. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea de anulare a pedepsei formulată de Radu Mazăre și de Sorin Strutinski. Este o decizie anunțată cu doar câteva momente în urmă. Așadar, au fost respinse considerându-se nefondate contestațiile în anulare formulate de cei doi, Radu Mazăre și Sorin Strutinski, împotriva deciziei din data de 3 februarie 2022. Este anunțul făcut de Înalta Curte de Casație și Justiție. Așadar, cei doi vor rămâne în continuare în spatele gratiilor.